Da, se pregătește să intre în cușca de aici, de la Polivalentă, pe ungurul István Rusinski. Este un sportiv ce va avea o misiune aproape imposibilă în această seară. Va lupta cu un colos din România, un colos porechit, micuțul Cristian Anheliuc. Cel mai mare arbitru de Standenberg din lume, dar se vedem intrarea lui Rusinski. A mai avut două vizite în România, nu s-a soldat niciuna cu o victorie, ba chiar cu înfrângere înainte de limită. Însă este un sportiv care se antrenează în sistem mix martial arts, iar micuțul de-abia și-a pus mănușile în mâini de ceva timp, un meci extrem de interesant. Sunt curios cum se va descurca micuțul în cușcă, să nu uităm că el trebuia să debuteze mult mai devreme în acest an, a fost acea provocare cu Dănuț Borbil în platoul sport.ro de la acel meci de Skandenberg, însă Borbil din păcate s-a accidentat și nu a mai putut onora acel meci, așa că micuțul, iată, la două luni distanță urcă în cușcă și va fi un meci pe bune împotriva lui Rusinski. Cine știe, poate la anul vom avea șansa să vedem și această înfruntare între micuțul și Dănuț Borbil. Spuneai Florian Rusinski, a mai venit în, de două ori în România și a cam luat rușine de fiecare dată. A fost învins anul trecut de Cristian Mitrea, actualul campion la categoria 95 de kilograme și foarte rapid l-a învins anul acesta ursul carpatin Ghiță Ignat în gala de la Botoșani, acolo unde micuțul trebuia să lupte cu Borbi. A fost chiar un concurs între cei doi în care câștigă mai repede, îmi spunea Mitrea înainte de meci că speră ca ursul carpatin să nu-i bată recordul în fața lui Rusinski, însă acest lucru s-a întâmplat. Să vedem dacă micuțul va reuși să mai scadă și el din acest record cu Rusinski, însă să nu uităm că suntem la categoria grea și aici orice se poate întâmpla. Da, de la clubul CSM Bucovina Rădăuți, Dragon Team, Cristian Micuțu, doar de câteva luni s-a apucat de MMA. Îl are ca idol chiar pe ursul carpatin Ghiță Ignat, antrenorul și colegul său de la Rădăuți, antrenor de Skandenberg, președinte al unui club de basket tot la Rădăuți, la CSM Bucovina Rădăuți. Își face intrarea în cușcă micuțul. Atât ursul carpatin cât și Daniel Ungureanu sunt antrenorii săi, îi vedem în spatele lui micuțu. Odată cu intrarea acestuia în ring și primul obstacol pentru luptătorul de 2 metri și aproape 10 cm va fi intrarea în cușcă, pentru că poarta are puțin peste 2 metri. Rusinski îl așteaptă în cușcă. Nici nu știe peste ce va da în această seară, sinceră, nici noi nu știm la ce să ne așteptăm din partea lui micuțu. Cert este că s-a antrenat pentru acest meci, s-a antrenat să facă o partidă mare la debutul său în artele marțiale mixte și vom vedea în curând ce înseamnă să-ți onorezi o promisiune și o provocare, aceea de a trece dintr-o disciplină, Skandenberg, într-o altă disciplină mult mai complexă și mult mai dură, aceea de a lupta în cușcă. Nu sunt mulți sportivii care au reușit să facă această tranziție nici măcar pentru un meci, nu mai spunem de o carieră în artele marțiale mixte, pentru că este un sistem cu adevărat spectaculos, dar și dur, dificil. Nu doar meciurile sunt dificile, cât antrenamentele acolo, unde trebuie să te pregătești atât pe partea de striking, pe cea de lupte, dar și pe cea de jiu-jitsu brazilian sau alte stiluri ce înseamnă grappling, lupta la sol. Iată-l pe micuțul. Da, a reușit să treacă de primul obstacol, a reușit să intre în cușcă micuțul. 160 de kilograme, are cu 50 de kilograme mai mult decât adversarul său, Rusinski. 110 kg. Este mai înalt decât cușca cu un cap, micuțu. 26 de ani Rusinski, cu 9 ani mai în vârstă micuțul, 35 de ani. Judge. Ne pregătim pentru prima luptă a serii. Nu uitați, avem un maraton de 14 lupte în cușcă aici la Polivalentă. Și multe, multe lupte ce se anunță extrem de spectaculoase.
Începe meciul, Micuțu în dreapta imaginii, mult mai mare decât adversarul său, bineînțeles, care începe să fugă, se duce aproape Micuțu. Să vedem când va da drumul la lovituri. A plecat la vânătoare Micuțu, fuge în cușcă Rusinski. Se duce după el Micuțu, încasează un low kick, că trebuie să înceapă să dea drumul la loviturile de punct, pentru că Rusinski va sta la distanță de el, nu cred că va veni aproape. Da, și trebuie să lovească de vreme Micuțul, pentru că este posibil ca el să obosească mult mai repede decât adversarul său. Da, se vede că este parcă puțin încordat, iată o lovitura lui Rusinski. Este normal pentru Micuțul, este primul meci în acest sistem. Îi vine greu să dea și drumul la lovituri, cu siguranță este puțin încordat, însă să sperăm că se va relaxa cât mai repede și va da drumul la lupturile de pumn. Da, chiar și cel mai bun luptător de MMA din țară, Ioan Pascu, pe care îl vedea de asemenea în această seară, a spus că a avut niște emoții incredibile la prima sa luptă. Continuă să se ducă aproape și să încaseze aceste low kick-uri. Eu nu știu cât va rezista Micuțu, pentru că nu are o pregătire specifică pentru acest lucru. Da, iată și prima a dreaptă. A dat drumul la prima dreaptă. Păcat că nu l-a nimerit pe Rusinski acolo. Fuge Rusinski, Micuțu după el. În sfârșit s-a trezit furia din moldovean care îl ia la pumni pe Rusinski. E incredibil aceste lovituri. Iată și un push kick din partea lui Micuțu. Low kick-uri pentru Rusinski, care are arcada spartă deja. Deja arcada de la arcada stângă. Este spart acolo. O tăietură provocată de acele lovituri dure din partea lui Micuțu, care își permite să ridice capul, să se dea pe spate atunci când lovește adversarul, pentru că este mult mai mare decât acesta, însă nu este un reflex bun, poate veni un overhand oricând din partea ungurului. Din fericire pentru noi, acesta nu stăpânește prea bine tehnica pe brațe. L-am văzut insistând cu low kick-uri. Da, a eschivat acolo și a încercat să-l ducă la sol pe Micuțul. Nu i-a ieșit lui Rusinski, aproape că nici nu l-a clintit acolo pe Micuțul. Sângerează abundent acolo Rusinski. Deja este plin de sânge Micuțul, însă este sângele adversarului ce a nimerit acea dreaptă. Și încă o bucată, și încă una, însă acest ultim avion s-a dus în aer. Micuțul i-a spart fața lui Rusinski încă din prima repriză. Stă la depărtare Rusinski în acest moment. Micuțu se duce aproape, însă vrea să vină prea aproape pentru a lovi. Ar trebui să dea drumul la lovituri de mai departe. Da, își folosește prea rar dreapta. Ar trebui să încerce mai des. Intră această dreaptă lui Rusinski. Ce reacție pe Micuțu. Parcă s-a trezit după această lovitură. Și ce dreaptă și încă o stângă la corp. Nu contează unde lovește Micuțu, e de ajuns să își atingă ținta. Parcă l-a supărat acea lovitură și i-a dat două bucăți din fundul grădinii, resimțite de Rusinski. Îl vedem pe ungur, să vedem dacă va fi lăsat să continue după prima rundă. Vedem pe doctor făcându-și semne să verifice acea tăietură de la arcadă. A treia dreaptă pe care o nimerește acolo Rusinski. A obosit Micuțu, însă trebuie să continue să lupte, să strângă din dinți și să dea drumul la lovituri, pentru că Rusinski nu știu cât mai vede cu ochiul stâng, cel puțin, care e acoperit de sânge. Da, poate să țină garda un pic mai sus, pentru că aruncă acele croșee largi peste garda lui Micuțu Rusinski. Da, Micuțu ar trebui să bage bărbia în piept și să țină garda sus, nu să se dea pe spate, însă este un reflex normal, spuneam, practic acest sistem de puțin timp. O l-a dus acolo pentru moment. Extraordinare aceste lovituri din partea lui Micuțu. Oricum numai să-l lovească pe Rusinski și a spar fața ungurului în această primă repriză. Are și Micuțu pumnii plini de sânge. Îl auzim și pe Radu Valahu strigându-lui Micuțu să respire pe acest final de rundă. Ultimele 10 secunde din prima repriză.
O repriză grea pentru Rusinski, care sângerează abundent de mai multe minute. Da, și deja putem vorbi despre cel mai lung meci al lui Rusinski în România. Și din nou scenă Federer, Nadal, Șabu. Ne mai depinge un pic atmosfera. Medicul chemie un ring, nu trimiteți voi. Nu exact despre oferta Șabu pentru Revelion. Pe asta vine cu Șabu în altă de Revelion, o super concert, Floria Prenciu, Zelia. Un minunat foc la artificii și multe alături frite, doar pentru tine și gașca ta. De asemenea și Crăciun, tot în club Șabu va avea loc o super petrecere. Iar după de aceasta, 20 decembrie, invităm la Russian Party. Vedem relor din prima repriză între Micuțu și Rusinski. Ungurul cu arcada spartă a primit îngrijiri medicale în această primă pauză și doctorii spun că poate să continue, să vedem cât mai duce ungurul, dar cât mai duce și Micuțu, pentru că l-am văzut respirând destul de greu în pauză atunci când Ursu Carpartin și antrenorul său Daniel Munteanu l-au încurajat. Da, savuroase acele relori cu atacurile pe care le declanșează Micuțul. Încearcă și în această a doua rundă un atac Micuțul. Spune că lovitura sa pe frate este uppercutul. Încă nu am văzut un uppercut din partea lui. Cine știe, poate așa va încheia meciul. Puneam, Rusinski a pierdut cele două lupte avute în România până acum. Anul trecut a mai avut o luptă și acasă în Ungaria. De asemenea, a pierdut foarte repede. Da, a pus acolo un picior pe plexul lui Micuțu, încearcă să lovească cu pumnul în bărbie, nu am putut să văd dacă a intrat acea lovitură. Este destul de greu să producă pagube atunci când lovește la nivelul stomacului, pentru că Micuțu este protejat destul de bine în acea zonă. Rusinski a avut ceva succes atunci când atacă cu acel overhand de dreapta ce l-a surprins în bărbie de câteva ori pe Micuțu, însă a demonstrat acesta că poate să ducă lovituri și le duce foarte bine. Da. Bravează acolo Micuțu. S-a făcut că a resimțit acel low kick. Ar nu-i trebui să atace și deloc, da, mai mult. Da, arbitrul îi îndeamnă pe cei doi la luptă să evite astfel de momente. Spuneam, într-un fel este normal să avem astfel de momente, pentru că pentru Micuțu acest meci este o provocare. El nu face o carieră din meciurile de artele marțiale mixte. A spus că vrea să urce în cușcă și iată-l că a făcut-o și s-a bătut destul de bine, i-a spart arcada lui Rusinski, care chiar dacă a avut două înfrângeri până acum în România, iată că continuă să vină aici să lupte și se antrenează în continuare pentru astfel de meciuri. Da, este un luptător cu experiență, deși la 26 de ani are 27 de lupte, 12 câștigate și 13 pierdute, 8 cheuri provocate adversarilor. A fost făcut și el knockout de tot de 8 ori. Cum fuge Rusinski atunci când vrea să-l atace Micuțu? În sistemele de amatori ar fi fost și avertizat de punctat sau poate chiar descalificat. Bine, nici Micuțu nu atacă foarte mult. Este și greu pentru că Rusinski fuge de fiecare dată și nu stă la schimburi de lovituri. A avut 6-7 clinciuri în prima repriză. Să vedem continuarea. 1-1 și la lovituri sub centură pentru cei doi. Se duce iar aproape Micuțu, însă îl vedem pe Rusinski fugind. Continuă cu aceste lovituri la abdomen, parcă pe aceasta a resimțit-o puțin sportivul nostru, care
Trebuie să dea și el totuși drumul la lovituri, nu poți să, să mergi pur și simplu după adversarul tău timp de 3 runde. Da, deocamdată în această a doua rundă nu prea l-am văzut lovind pe Micuțu. Îi strigă și valahului, scuză-mă Sorin, îi strigă și valahului Micuțu să dea drumul la brațe. Poate, cine știe, îl vom vedea și pe acest an cușcă în viitorul apropiat. N-ar fi exclus, luptătorii de Skanderbeg sunt extrem de puternici. Da, ar fi o nouă provocare pentru Valahu. Este obișnuit cu provocările, l-am văzut trăgând tiruri, avioane, trenuri, vapoare. De ce n-ar intra și în cușcă? Trage orice e greu, Valahu. Iată și o lovitură de genunchi din partea lui Micuțu. Arbitrul oprește acest meci și l-avertizează pe Micuțu, dar și pe Ungură. Este normal, nici Micuțu nu insistă, dar nici Rusinski nu stă la bătaie. Am văzut cât damage i-a provocat Micuțu. Adversarul este în prima rundă. Așteptăm astfel de momente și în a doua. Iată un mid-kick puternic din partea lui Micuțu. Asta a mai animat meciul în aceste momente și asta pentru că Rusinski stă la bătaie. Vom reveni și cu ultima repriză. Am revenit cu ultima repriză din acest meci. Ișvan Rusinski în stânga imagini, luptătorul mai mic și luptătorul mai mare, Cristian Heliuc, spus și Micuțu. Au fost două reprize până acum, cam una pentru fiecare. Prima pentru Micuțu, care a și reușit să-i spargă arcada lui Rusinski. Iată ce lovituri! Orice, da. Orice merge! A ieșit fiara din Micuțu, serie de lovituri. Iată, parcă dă cu parul acolo, cu ciocanul Micuțu. E clar că n-are o tehnică propriu-zisă de a lovi, însă la gabaritul său și la ce forță are, e de ajuns să te lovească. De altfel, îi vedem și fața lui Rusinski, care acum nu prea mai sângerează. Da, și probleme pentru Micuțu. Stop, 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 stop. Da, n-are voie să lovească cu cotul Micuțu. Profesore, fără. Nu cred că și-a dat însă seama. Trebuie să continue Micuțu. A fost o lovitură involuntară. Se bagă acum un adversar. Au fost câteva lovituri bune totuși pentru Rusinski. Da. Din nou croșeu bun de stânga pentru Rusinski. Din nou aruncă acel punct peste garda lui Micuțu. Lasă brațele jos Micuțu. Nu știu dacă e foarte bine ce face. E clar, i s-a cam tăiat suflul lui Angeliuc. Încasează un nou pumn în bărbie. Ar trebui să dea tot ce are în aceste momente Micuțu. Nu să se întoarcă cu spatele la adversarul său. Nu cred că mai vrea să se bată Micuțu. Ar trebui să intervină arbitrul. La luptă, Micuțu. Da, s-a terminat meciul. Într-adevăr, Micuțu, spuneam, este de apreciat indiferent de rezultat, pentru că a intrat în cușcă. Nu oricine poate să facă acest lucru, să intre într-un meci de arte marțiale mixte cu un sportiv care se antrenează în acest sistem. Micuțu nu înțelege de ce s-a terminat acest meci, însă da, și antrenorul său îi strigă să
să lupte în continuare, însă meciul a fost oprit corect, s-a întors cu spatele Micuțu și nici nu mai putea să mai opună rezistența acolo. Da, Rușinski, deși nu are un palmares strălucit, este un luptător de MMA în adevăratul sens al cuvântului. Micuțu la prima sa luptă doar după câteva luni de antrenamente. Vedem aici fost greu să câștige. Relorile, a fost o dreaptă care l-a șters pe Micuțu și apoi aceste lovituri care nu sunt foarte puternice, însă... A fost momentul când s-a enervat și a lovit cu cotul. Și aici deja Rusinski a prins curaj, a început să dea drumul la, la lovituri, s-a întors cu spatele Micuțu și nu ai voie să faci acest lucru, chiar dacă n-a fost pus jos de către adversarul său, nu se mai apăra, nu mai arăta că vrea să lupte în continuare și a intervenit foarte bine arbitrul Stelian Gheorghe. Iată finalul meciului. Da, hăituit realmente în aceste momente Micuțul. A renunțat la luptă. Așa cum i-a și spus arbitrul, nu mă pot lupta eu în locul tău, trebuia să opresc acest meci. Da, a fost un meci la categoria grea, vom mai vedea multe astfel meciuri în această seară. Nu uitați, main eventul Mighty Moku, Sandu Lungu, un meci extraordinar. Noi revenim cu supercampionul de judo, Dan Fâșie.